albinuța Mia și fluturile. A fost odată, ca niciodată, într-o frumoasă zi de primăvară, când toate florile începuseră să înflorească și păsările să cânte cu veselie în copaci, o mică albinuță, pe nume Mia, care zbura de colo-colo în căutarea celui mai dulce nectar. Pe drumul ei, Mia a întâlnit un fluture colorat care plutea ușor pe o rămurică. Fluturile însă era trist și părea că ar fi pierdut ceva foarte important. "Ce s-a întâmplat?" a întrebat albinuța curioasă. Fluturile i-a spus că a pierdut una dintre aripile sale și acum nu mai poate zbura. Albinuța Mia s-a oferit să-l ajute și împreună au pornit în căutarea aripioare pierdute. Au zburat prin grădina cu flori și au trecut pe lângă un râu strălucitor. Dar aripioara nu era de găsit. În cele din urmă au ajuns la marginea pădurii, unde au găsit aripioara prinsă într-o tufă de trandafiri. Cu mare grijă, albinuța Mia a luat aripioara și a ajutat fluturile să o fixeze la locul ei. Îndată ce aripa a fost pe poziția corectă, fluturile a început să zboare din nou, fericit că acum poate călători liber prin natură. Fluturile era recunoscător și i-a mulțumit albinuței Mia și i-a promis că de acum înainte va fi mereu acolo să o ajute în momentul în care va avea nevoie. Albinuța Mia s-a bucurat că a putut să facă o faptă bună și a putut să-l ajute pe fluturaș să zboare. Și de atunci, cei doi au devenit cei mai buni prieteni, explorând împreună frumusețile naturii. Fiecare întâlnire cu o nouă floare sau cu altă pasăre era o nouă aventură fascinantă pentru ei. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți, fiind mereu recunoscători pentru prietenia lor neobișnuită.